Bună ziua, dragi telespectatori, suntem la Hergheria Slatina dumneavoastră, nu cred că ați văzut-o prea des. Suntem alături de noi, este domnul director Marian Stăriacu. Bună ziua, domn director, bine v-am găsit. Bună, bine am venit. Și în dreapta mea este fostul director al acestei hergherii, domnul Oltanu, Mihai. Mulți, sau eu știu foarte puțin, mulți slătinești au când fac aici la Recea. Era locația asta, erau cai de rasă, erau foarte mulți cai. Ce s-a, la un moment dat dispăruse sau se împuținase șeptelul, sau cum se zice, efectivele de cai. Pe vremea dumneavoastră, cum a fost domnul Olteanu și pe urmă o să discut cu dumneavoastră? Pe vremea mea asta înseamnă de acum 25 de ani, era un jur de 500 de capete, de capete. Da, din toate rasele. Majoritatea, din mai referă la efectivul marcă, era rasa arabă. Rasa arabă. Ce făceați cu ei? Ce făceați cu caii? Pe vremea respectivă se făcea o claseră de toamnă, la claserele de toamnă unii cai se categorizau în clasa mai slabă, se vedeau pentru vânzare, se vedeau prin transfer la alte unități, la unități mai de stat, mă refer la primării. Se foloseau la CAP-uri. Nu la CAP-uri, nu se vedea la CAP-uri, numai la unități de stat. Da. DSV-ul, Direcția Sanitară Veterinară. Deci se plimba doctorul veterinar cu brișca, cu cal, nu? La armată se vedea, la poliție, pe vremea aceea. După aceea s-a schimbat sistemul și acum totul este numai prin vânzare. Ce ați găsit dumneavoastră, domnul Speriacu, când ați venit director? Și spune și când ați venit, după pensionarea domnului Olteanu. Nu, domnul Olteanu încă nu e pensionat. Nu e pensionat, nu s-a pensionat. Lucrează la ANARS. Ce înseamnă? Inspector de zonă, oficiul județean de ameliorare și reproducție în zonă colectivă. Da. La Agenția Națională de Reproducție. De reproducție, da. Eu am venit în anul 2005, am lucrat ca inginer agronom și din 2006, odată cu plecarea domnului director Olteanu, am preluat funcția de șef de hergherie. La vremea respectivă am găsit un efectiv de vreo 270 de capete, deci observați că s-a micșorat la 500 de capete, da? Și din ce motive? Nu mai erau fonduri? Nu se mai ocupa nimeni de... Problema a fost că... Nu-și mai găseau ocupația? Sau... Și asta, desfințându-se atâta unitățile de stat și rămânând societăți private, societăți agricole, care nu prea mai au interes mare de cai pentru că au caii lor. Da. La ora respectivă am găsit ce se vede și acum. Ce cai aveți dumneavoastră? Ce rase de cai aveți și pentru ce îi folosiți? Deci de câți ani v-a preluat direcția? Din 2002 hergheliile au fost preluate de Ron Silva. Da. Și sunt secții în cadrul direcțiilor Silvice Olt. Efectivul total al hergheliei Slatina, la data actuală, este de 188 de capete. Cai care sunt repartizați pe categorii și aș menționa aici armăsarii de munt, armăsarii pepinieri, sunt armăsarii care pentru reproducție da, în cadrul inter, deci fac muntă numai asupra ietelor deținute de hergelie și armăsari de muntă publică, armăsari ce sunt destinați întregului sector privat în vederea ameliorării raselor din marea creștere. Da. Aș vrea să puntez că astăzi este ziua porților deschise. Vă rog, dacă vreți să stați de vorbă cu noi un pic și să ne spuneți, bună ziua, vreți să-mi vorbiți cu noi? Să ne spuneți ce cai ați văzut? Ai văzut un căluț? Te-a plăcut căluțul? Da. Da? Ia, tu ești mai mare, da? Ești mai vorbăreț și ești mai mare. Îmi spui cum te cheamă și dacă ai văzut un cal și ți-a plăcut calul?
Vorbește că te filmează, uite-te aici la domnul, te filmează. Vorbește, spui, ți-a plăcut ca e? Da. Da. Simă, da. Lăsați-o, sigur i-a plăcut. Nu i-a tăcut gura până acum. Nu, sigur i-a plăcut și... S-a intimidat acum. O să-ți iei un cal când te-ai face mai mare, da? Da. Sigur. Da, domnul, mulțumim, astăzi, drăguț. Domnul director, rămăsesem să vă spun ce rase deține hârbilia platina. Aș menționa rasa furioză Nordstar, care provine din Imperiul Austro-Ungar și s-a tot mutat de la o locație la alta, de la Bonțida, la Hergelia Jegălia din Tălăraș și după care în 2004 s-a transferat la Hergelia Slatina. Rasa Shagiara, un efectiv mai redus la ora actuală, efectivul de bază fiind Friozul Nordstar, cu un număr de peste 150 de capete și mai avem câteva și din rasa Scurt. Mai avem un număr de vreo 15-20 de capete. Se cumpără cai din această rasă, în special Sport? Da, din rasa Sport se cumpără, s-au cumpărat în anii trecuți și din rasa Semigreu, fiind o rasă cea mai mult căutată în această zonă. Sunt folosiți la muncile agricole, dar la tracțiune. La tracțiune, în general, da. Cum vă descurcați cu fondurile? Pentru că știu că sunt întâmpinați... Vreau să vă spunem că o parte din efectiv, deci un efectiv de 99 de capete, primesc alocație de la bugetul de stat. Deci sunt subvenționați. Da. Aceste 99 de capete fac parte din patrimoniul național genetic al statului. Da. Restul sunt subvenționat din forțe proprii, din venituri proprii. Pe care le faceți dumneavoastră, vindeți din vânzarea, atâta și a cerealor. Hergelia Slatina mai deține o suprafață agricolă de 594 de hectare, din care 538 de teren arabil. Destinația terenului este pentru cultivarea furajelor, în scopul de a scopul alimentării cailor. Câți angajați sunt la această hergerie și cât se ocupă de întreținerea cailor? Sunt 38 de salariați și în anul 2011 aveam 13 produse din un efectiv de 33 de iepuri în an. Și acum câte iepuri gestanți aveți? Avem în jur de 30 de iepuri gestante, dar la data actuală nu știm exact stadiul, se mai pot întoarce. Da. E vorba de genetică, de zootehnie și pe măsură ce observăm. Probabilistică, da, într-un cuvânt. Domnul director, post director, cât de greu v-a fost sau cum v-ați descurcat pe timpul înainte de Revoluție și cât de v-a fost mai greu atunci sau mai greu acum să aveți grijă de animalele astea? Și bănuiesc că amândoi faceți acest lucru din pasiune. Pentru că e foarte greu. N-ați fi aici, sigur, pentru că munca este o muncă enormă. Cine a avut un animal la țară, un cal, și orice știe, așa, cât de greu se... Cum a fost înainte, cum e acum? La preluarea Hergeliei de către Rom Silva, Hergelia Slatina era între primele două, trei hergelii din țară, care la data respectivă avea bani în cont. Aveam aproape 500 de milioane. Da, erați milionat. Câțiva ani de zile, voluntatea n-a apărat atenția sindicat pentru bani, pentru că aveam banii noștri. După ce a trecut această perioadă de timp în care s-a perindat banii respectivi și s-au epuizat, au început greutățile financiare. Mai mari sau mai mici, da. Și în momentul de față, sigur că este greu, că direcția silvică de la Volt este o direcție silvică mai slabă, în sensul că nu are lemn suficient, are pădut ca să tai, cum este Suceava, în altă parte. La investitori străini v-ați gândit? A fost cineva interesat să...
să investească în această hârghilie? A fost o perioadă când România a vrut să ia armata, după aceea a vrut să ia poliția și tot a rămas la nivelul discuțiilor și domnilor, noi vă mulțumim că ați fost foarte drăguți și ne-ați spus despre aceste minunate animale, cai, și vreau să mergem să vedem pe viu cum sunt îngrijiți, ce mănâncă și ce fac. Suntem pe viu aici, deschid. Da. Deci, să vedeți cum pietele la pășune. Și ne arată și tine arată femeie, da? Ne separați de da, de mascul. Da, da, da. Vreau să te fac ca mai multe nedirijate și... Friend, curiosul și nursa. Ăsta furios a dat 95 urmași masculi, mulți dintre ei fiind folosiți în hergeliții. Rasa predominantă e furiosul. Ele au fost păstrate separat din ăștia la 1842 și Bulgaria până la 1882. La 1882 au început să fie încurcișate. Și iepele folosite au fost pe nume. Numărul exemplarilor e sub 400, se încadrează în categoria căilor în pericol de dispariție. Sub 400 de iepe mamă. În toată lumea, de toată lumea. Toată lumea. Dar câte aveți? 35. Ce bine de răspuns. Din 400. Aproape 10% de în Ungaria se cresc cai furiosul Nordstar la fermele Dunare și Tisa. Dar în România ce merge cel mai bine? Ce rasă? Semigreu. Și ăștia ar fi. E un cal interesant. Jumătate de pursul de englez. Da, talie. Talie 1.64, 1.61, 1.64, constituție robustă, cap expresiv, vorb de ori, temperament. Trupă largă.